Inovațiile din agricultură, dar și cele mai performante tehnologii sunt prezentate la expoziția MoldAgrotech, inaugurată astăzi la MoldExpo. 120 de producători și distribuitori de la tehnică, utilaje, puieți și semințe încearcă să convingă vizitatorii că anume ei vin cu cele mai bune soluții pentru a scoate din pământ o recoltă bună cu investiții mici. Tentația este mare, doar că prețurile și mai mari, afirmă vizitatorii. Expoziția MoldAgrotech a fost inaugurată pe ritmurile fanfarei Ministerului de Interne. Indiferent de cât de gros e portofelul, fermierii veniți din toate colțurile țării au luat la pas standurile comercianților care s-au întrecut în soluții menite să ușureze munca țăranilor. În față avem încărcătorul GCB. Este un utilaj care în ultimii 5 ani de zile a avut o amploare de cereri de pe piața Republicii Moldova de fermieri, fiindcă ușurează lucrul în gospodării. În vizită у нас представлены разные бренды. Бренды Японии, Германии, Австрии. Есть унялта новая агрикультура, которая concret se folosește pentru a stropi câmpurile, culturile. În condițiile în care deficitul forței de muncă din agricultură este tot mai evident, fermierii spun că au nevoie de tehnică capabilă să suplinească acest gol. După cum spun cei mai mulți antreprenori, acest tractor este o adevărată bijuterie în gospodăria oricărui agricultor ce se respectă. Cu o capacitate de ridicare de peste 3 tone, acesta înlocuiește munca manuală a 30 de persoane. Totuși, cei mai mulți dintre cei pe care i-am întâlnit la expoziție au fost oameni care au venit să-și cumpere un ajutor pentru lucrări prin gospodărie. Caut ceva un motobloc, caut să aibă remorcă, să aibă frieze la 50, la 70. Chiar și femeile au rămas impresionate de tehnica modernă pe care au văzut-o. Звана тоже эта техника, но это красиво. Космическая, что-то с чем-то. Особенно на входе там комбайн стоит. Его, как он работает, сколько тратит бензина, нам рассказал молодой человек. Și pentru că e primăvară, la expoziție nu au lipsit pomii fructiferi și florile. Astăzi noi vinem, am venit la expoziție cu florile de primăvară, fiindcă de abia s-a început sezonul. Pără lumea. Ei, încă azi, ca prima zi, ne mai uităm, dar e bine șor, da. Ищу сакуру, я ищу там еще много чего, но меня интересуют цены. Пензя și Gheorghini. Da, paralel mi-am luat și altele. Expoziția se va desfășura până duminică, 19 martie.